Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, un capitol pe care știu că l-ați așteptat din cartea Forțele Tale și Cum să le folosești, carte scrisă de Christian Larsen. Spuneam că este un capitol așteptat de mulți pentru că în capitolul 5 al acestei cărți Cristian Larsen vorbește despre cum să ne folosim subconștientul pentru rezultate optime. Capitolul se intitulează Antrenarea subconștientului pentru rezultate speciale. Așa încât vă invit la un capitol special, înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept bineînțeles și pe grupul privat de Facebook, îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici și bineînțeles vă aștept și la uh, ședință de mentorat 1 la 1 pe mail sau telefonic, Deși puterea stă în voi, dar sunt persoane care au nevoie de îndrumare, așa că vă aștept. Găsiți detalii în descriere să începem. Capitolul 5. Antrenarea subconștientului pentru rezultate speciale. Când procedăm la antrenarea subconștientului pe orice linie sau pentru rezultate deosebite, trebuie să respectăm întotdeauna următoarea lege. Subconștientul răspunde la impresii, sugestii, dorințe, așteptări și direcții ale minții conștiente, cu condiția ca conștientul să poată atinge subconștientul la momentul respectiv. Prin urmare, secretul se găsește în cele două faze ale minții care se ating reciproc pe măsură ce se fac direcții. Iar pentru a determina conștientul să atingă subconștientul, este necesar să simți acțiunea conștientă care pătrunde în întregul tău sistem interior. Adică, ar trebui să simți în acel moment că trăiești nu doar la suprafață, ci în întregime. În astfel de momente, mintea ar trebui să fie calmă și într-un echilibru perfect și ar trebui să fie conștientă de acel ceva mai fin și mai mare din tine, care are o profunzime mai mare decât simpla existență de suprafață. Când dorești să direcționezi subconștientul pentru a produce sănătate fizică, imaginează-ți mai întâi în minte o idee clară despre sănătatea perfectă. Încearcă să vezi această idee cu ochiul minții și apoi încearcă să simți sensul acestei idei cu conștiința și în timp ce te afli în atitudinea acelui sentiment, permite-ți gândului și atenției să treacă în această stare profundă. Liniștită și senină a ființei în care poți simți ideea mentală a întregului și a sănătății, intrând în viața fiecărui atom din sistemul tău. Pe scurt, încearcă să te simți perfect sănătos în mintea ta, și apoi lasă acel sentiment să se cufunde în întregul tău sistem fizic ori de câte ori simți că vine o boală, o poți strânge din răsputeri prin această metodă simplă, deoarece, dacă subconștientul este direcționat pentru a produce mai multă sănătate, forțele suplimentare ale sănătății vor începe în curând să apară din interior și să fie scoase din cale, ca să spunem așa, orice tulburare sau afecțiune care ar putea fi pe punctul de a pune un punct de sprijin în organism. Amintește-ți întotdeauna că orice este imprimat în subconștient va fi după un timp exprimat din subconștient în personalitate. Și acolo unde condițiile fizice pe care doresc să le elimini sunt doar ușoare, poate fi trezită suficientă putere subconștientă pentru a restabili imediat ordinea Armonia și totalitatea. Când condiția pe care doresc să o elimini, a continuat de ceva timp, totuși, pot fi necesare eforturi repetate pentru a determina subconștientul să acționeze în această problemă. Dar un lucru este cert că dacă continui să direcționezi subconștientul pentru a elimina acea condiție, aceasta va fi eliminată în mod pozitiv. Subconștientul nu are pur și simplu puterea de a elimina condițiile nedorite din starea fizică sau mentală. De asemenea, poate produce acele condiții mai bune pe care ni le putem dori și poate dezvolta în continuare acele condiții dezirabile pe care le avem deja. Pentru a aplica legea în acest scop, dorește profund acele condiții pe care le vrei și ai o idee foarte clară în minte despre cum vrei să fie acele condiții. Atunci când dăm subconștientului indicații pentru orice dorință, în structura noastră fizică sau mentală, ar trebui să avem întotdeauna în minte îmbunătățirea, deoarece subconștientul face întotdeauna cea mai bună treabă atunci când suntem plini de dorința de a face mai bine. Dacă vrem sănătate, ar trebui să direcționăm subconștientul să producă din ce în ce mai multă sănătate. Dacă vrem putere, ar trebui să direcționăm subconștientul nu doar să ne dea o mare sau o anumită cantitate de putere, ci să ne dea din ce în ce mai multă putere. În acest fel, vom asigura rezultate încă de la început dacă încercăm să antrenăm subconștientul să producă o anumită cantitate ar putea trece ceva timp până când acea cantitate poate fi dezvoltată între timp ar trebui să ne confruntăm cu dezamăgirea și întârzierea dar dacă dorința noastră este o creștere constantă de-a lungul tuturor liniilor din punctul în care ne aflăm acum vom putea să asigurăm mai întâi o ușoară îmbunătățire, și apoi o îmbunătățire suplimentară, care să fie urmată de o altă îmbunătățire mai mare, până când ajungem în sfârșit la cel mai înalt obiectiv pe care îl avem în vedere. Nu trebuie depus niciun efort pentru a distruge acele obiceiuri sau calități pe care este posibil să nu le dorim. Indiferent la ce ne gândim, profund sau intens, subconștientul va prelua și se va dezvolta în continuare. Prin urmare, dacă ne gândim la eșecurile, neajunsurile sau obiceiurile proaste ale noastre, subconștientul le va prelua și le va oferi mai multă viață și activitate decât au avut până acum. Prin urmare, dacă există ceva în natura noastră pe care dorim să-l schimbăm, ar trebui pur și simplu să continuăm să construim ceea ce dorim și să uităm complet ceea ce dorim să eliminăm. Când binele se dezvoltă, răul dispare. Când cel mai mare lucru este construit, cel mai mic va fi fie îndepărtat, fie complet transformat și combinat cu cel mai mare. Că subconștientul îți poate crește capacitatea și capacitatea este un fapt care este ușor de demonstrat. Ori de câte ori subconștientul este trezit, puterea mentală și capacitatea de lucru cresc în mod invariabil, uneori într-o asemenea măsură încât individul pare să fie posedat cu o putere supraomenească. Cu toții știm de cazuri în care lucruri mărețe au fost realizate pur și simplu prin faptul că individul a fost purtat și mai departe de o putere imensă în interiorul lui, o putere care părea să fie distinctă de el însuși și mai mare decât el însuși. Dar pur și simplu, puterile mai mari ale subconștientului au fost trezite și plasate în acțiune pozitivă hotărâtă. Aceste cazuri însă nu trebuie să fie excepții. Orice om, în orice împrejurare, își poate spori atât de mult puterea minții, gândurile și voința, încât să fie de fapt dus de aceeași forță extraordinară, adică puterea din interiorul lui, devine atât de puternică încât este de fapt împins spre scopul pe care îl are în vedere, indiferent de circumstanțe, condiții sau obstacole. Acest lucru fiind adevărat, ar trebui să stârnim subconștientul, indiferent de ceea ce avem de făcut. Nici o zi nu este completă dacă nu începem acea zi prin a face viu tot ceea ce avem în întreaga noastră minte, în conștient și subconștient. Ori de câte ori ai ceva de făcut în viitor, direcționează subconștientul pentru a-ți crește capacitatea la momentul specificat și așteaptă-te în totalitate ca acea creștere dorită să fie asigurată. Dacă vrei idei noi despre anumite studii sau planuri noi în munca ta, direcționează subconștientul să le producă și le vei obține fără greș. În momentul în care direcția este dată, subconștientul va merge să lucreze pe această linie. Și, în acest sens, ar trebui să ne amintim că, deși este posibil să nu reușim să obținem ideea dorită doar prin mintea conștientă, este destul de natural să o obținem atunci când înrolăm și subconștientul, deoarece întreaga minte este mult mai mare, mult mai capabilă și mult mai plină de resurse decât doar o mică parte a minții. Când solicitările sunt urgente, subconștientul răspunde mai ușor. Mai ales când sentimentele la momentul respectiv sunt și ele foarte profunde. Când ai nevoie de anumite rezultate, spui că trebuie să le ai și pui toată energia în trebuie. Indiferent ce te-ai hotărât să faci, vei obține într-un fel puterea de a face acel lucru. Există o serie de cazuri înregistrate în care oamenii au fost duși prin anumite evenimente de ceea ce părea a fi o putere miraculoasă, dar cauza tuturor a fost pur și simplu aceasta. Că au fost nevoiți să o facă și orice ai tu de făcut, subconștientul, mintea, îți va da invariabil puterea de a o face. Motivul pentru aceasta se găsește în faptul că atunci când simți că trebuie să faci un lucru, Dorințele tale sunt atât de puternice și atât de profunde, încât intră în profunzimile subconștientului și astfel cheamă la acțiune întreaga putere a acestui vastă râm interior. Dacă ai o mare ambiție pe care dorești să o realizezi, direcționează subconștientul de mai multe ori în fiecare zi și în fiecare noapte înainte de a merge la culcare, pentru a găsi căile și mijloacele necesare. Iar dacă ești hotărât, acele căi și mijloace vor fi disponibile. Dar aici este necesar să ne amintim că trebuie să ne concentrăm asupra singurului lucru dorit. Dacă mintea ta se împrăștie, uneori acorzând atenție unei ambiții și alteori alteia, vei încurca subconștientul și căile și mijloacele dorite nu vor fi asigurate. Făți ambiția o parte vitală a vieții tale și încearcă să simți forța acestei ambiții în fiecare moment al existenței tale. Dacă faci asta, ambiția ta va fi cu siguranță realizată. Poate dura un an, poate dura cinci ani, poate dura zece ani sau mai mult dar ambiția ta va fi realizată acest lucru fiind adevărat nimeni nu trebuie să se simtă deranjat cu privire la viitor pentru că dacă știe cu adevărat ce vrea să realizeze și antrenează subconștientul pentru a produce ideea metodele capacitatea necesară toate aceste lucruri vor fi asigurate dacă există vreo condiție din care dorești să te asiguri să ți asigure emanciparea, direcționează subconștientul pentru a ți oferi aceasta. Îți va oferi informații prin care poți găsi o cale de ieșire. Căci subconștientul poate toate aceste lucruri. Cu toții ne amintim zicala, acolo unde există voință, există o cale. Și este adevărat pentru că atunci când vrei să faci un anumit lucru, puterea minții devine atât de profundă și atât de puternică pe această linie, încât întreaga minte subconștientă este pusă la lucru la caz, ca să spunem așa. Și în astfel de circumstanțe, calea va fi întotdeauna găsită. Când îți pui toată mintea, conștientă și subconștientă, să lucreze la orice problemă, vei găsi soluția. Dacă există vreun talent pe care dorești să-l dezvolți în continuare, direcționează subconștientul în fiecare zi și cât mai des posibil pentru a lărgi viața interioară a acelui talent și pentru a-i crește strălucirea și puterea. Când ești pe cale să întreprinzi ceva nou, nu continua până când nu ai înaintat propunerea subconștientului și aici Găsim valoarea reală a adormirii peste noile planuri înainte de a decide în sfârșit. Când ne culcăm, intrăm complet în subconștient, iar acele idei pe care le luăm cu noi când mergem la culcare, în special cele care ne atrag atenția serioasă la momentul respectiv, sunt complet răsturnate, ca să spunem așa în timpul perioadei de somn și examinate din toate punctele de vedere. Uneori este necesar să luăm acele idei în subconștient de mai multe ori atunci când ne culcăm, precum și să supunem problema subconștientului de mai multe ori pe zi în timpul stării de veche, dar dacă perseverăm, răspunsul corect va fi în sfârșit asigurat. Întreaga minte, subconștientă și conștientă, posedă puterea de a rezolva orice problemă care ar putea apărea sau de a oferi căile și mijloacele necesare prin care putem realiza sau finaliza orice am întreprins. Aici, ca și în altă parte, practica o face perfectă. Cu cât antrenez mai mult subconștientul să lucreze cu tine, cu atât devine mai ușor ca subconștientul să răspundă la indicațiile tale și prin urmare subconștientul ar trebui chemat în acțiune indiferent de ceea ce apare cu alte cuvinte fă o practică de a-ți folosi toată mintea conștientă și subconștientă în orice moment nu numai în chestiuni mari ci în toate chestiunile începi prin a recunoaște subconștientul în toate gândurile și în toate acțiunile. Gândește-te că poate face ceea ce ți s-a spus că poate face și elimină absolut toate îndoielile. Iați câteva momente în fiecare zi și sugerează-i subconștientului ce dorești să fi făcut. Fii cu totul sincer în această chestiune. Fii determinat ai o credință nemărginită și te poți aștepta la rezultate dar nu permite minții să devină agitată atunci când dai instrucțiuni fii întotdeauna calm și profund echilibrat atunci când gândești sau sugerezi subconștientului și este deosebit de important să fii profund calm înainte de a merge la culcare nu permite vreunei idei sugestii sau așteptări să intre în subconștient decât dacă este ceva ce dorești de fapt să fie dezvoltat sau elaborat și aici ar trebui să ne amintim că fiecare idee, dorință sau stare de spirit care este profund simțită va intra în subconștient. Când nu există rezultate, nu-ți pierde credința. Știi că cauza eșecului a fost eșecul conștientului de a atinge subconștientul în mod corespunzător în momentul în care au fost date indicațiile, așa că încearcă din nou, oferindu-i gândului o viață mai profundă și o dorință mai persistentă. Fiind întotdeauna pregătit să acorzi timp suficient acestor metode, unii au rezultate remarcabile deodată, în timp ce alții nu asigură niciun rezultat timp de luni de zile. Dar indiferent dacă obții rezultate de îndată sau nu, continuă să-ți dai indicațiile în fiecare zi, așteptându-te pe deplin la rezultate pozitive. Fi hotărât în orice efort pe care îl poți face în această direcție, dar nu fi prea anxios. Fă un punct de a oferi direcții speciale subconștientului în fiecare zi pentru îmbunătățirea constantă a minții, caracterului și personalității de-a lungul tuturor liniilor. Nu-i poți oferi subconștientului prea multe de făcut, deoarece puterea lui este imensă și, din câte știm, capacitatea lui este nelimitată. Fiecare efort pe care îl poți face pentru a dirija sau antrena subconștientul va aduce rezultatele sale naturale în timp util, cu condiția să fii întotdeauna calm, echilibrat, perseverent, profund echilibrat și armonios în toate gândurile și acțiunile tale. Când ai hotărât ce vrei să faci, spuneți de o mie de ori pe zi că o vei face. Cea mai bună cale se va deschide în curând. Vei avea oportunitatea pe care ți-o dorești. Dacă ai fi mai mare în viitor decât ești acum, fi tot ce poți fi acum. Cel care este cel mai bun al lui își dezvoltă puterea de a fi mai bun. Cel care își trăiește idealurile își creează o viață care este de fapt ideală. Nu există nimic în viața ta pe care să nu-l poți modifica, schimba sau îmbunătăți atunci când înveți să-ți reglezi gândurile. Destinul nostru nu este trasat pentru noi de o putere exterioară, ci de noi înșine. Ceea ce gândim și facem în prezent determină ce se va întâmpla cu noi în viitor. Dragilor, acesta a fost minunatul capitol. Sper să vă fie de folos, sunt sigură că vă va fi de folos. Vă aștept cu următorul capitol din Forțele tale și cum să le folosești, capitolul 6, intitulat Puterea Gândirii Subiective. Deci, iar un nou capitol extraordinar de interesant și de, de interes pentru noi, cei care studiem metafizica, puterea gândului, puterea cuvintelor. Astfel încât vă invit să ascultați și capitolul al șaselea și până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!